Dragilor, la fel ca în fiecare an, vă salut cu drag și vă urez tuturor bine ați venit la Kick-Off MSG România 2020. Ne dorim în acest sistem să reușim să fim transparenți cu ce ne propunem, cu obiectivele pe care le avem și să le actualizăm trimestrial. Cred că este foarte important să ne urmărim obiectivele regulat și să vedem dacă într-adevăr suntem pe calea cea bună sau nu prin acțiunile pe care le facem. From ambition to action. Ambiția fără acțiune este o chestie așa fadă, fără culoare. Prin urmare, dacă doresc să vă provoc la ceva în anul 2020 pe toți, este scăpați de latență, scăpați de inhibiții și acționați. În 2019 aș putea să zic că lucrurile s-au schimbat. Profit de acest moment să vă și mulțumesc pentru bună colaborare și promptitudine. Riscul atunci când faci un lucru la care începi să te pricepi și îl faci de foarte multă vreme e că la un moment dat crezi că nu mai ești în stare să faci altceva. Știi? Ești așa de... ești bun pe bucățica ta, te duci în fiecare zi acolo, lumea te apreciază pentru asta și dacă îți vine să o iei în stânga sau în dreapta, zici, stai că eu nu știu să fac altceva. Pentru mine acest kick-off, precum și toate celelalte pe care le-am avut până acum, înseamnă, pe lângă un conținut informațional foarte important și un prilej nemaipomenit de a face networking. Referitor la prezentări în general, am observat o implicare extraordinară cu întrebări către speaker sau către participanții din roundtable. Participarea la kick-off-ul din acest an m-a ajutat foarte mult să aflu detalii mai multe legate de direcțiile de business ale firmei, ce vrem să planificăm pentru 2020, ce urmărim în viitor, ce foarte mult oportunitatea de a interacționa și colegi din alte departamente. Sper că demarăm cu elan bun și cu energie bună în noul an și îmi doresc foarte, foarte mult să ne uităm înapoi, să spunem da, avem succese similare, da, avem rezultate similare, da, ne merge bine și da, ne place împreună.